În acest weekend a avut loc evenimentul aeronautic Drobeta Fly-In, organizat anual pe aerodromul Drobeta de către Aeroclubul Drobeta în parteneriat cu Aeroclubul României și partenerii privați, cu sprijinul Consiliului Local Drobeta Turnu Severin și al Consiliului Județean Mehedinți. Ca în fiecare an, participanții au încântat publicul cu acrobații pe cer, zbor cu parapanta sau cu diverse aparate de zbor ale piloților. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu, cu prefectul județului Alin Isuf, deputatul Alin Chirilă și secretarul de stat Bogdan Simcea. Drobeta Fly-In oferă an de an iubitorilor de adrenalină din județ spectacole aeronautice și acrobații care mai de care mai spectaculoase. Ca în fiecare an, participanții au încântat publicul cu acrobații pe cer, zbor cu parapanta sau cu diverse aparate de zbor ale piloților privați și ale Aeroclubului Român, partener al organizatorului Endre Lucian Molnar, care și-a dat toată silința pentru a organiza un spectacol aeronautic de excepție. Bine ați venit din nou, ne bucurăm de vreme frumoasă, vă rog să fiți alături de noi. Timp de câteva ore vor evolua aeronavele de înaltă acrobație, parașutiștii. Rog să vină lângă mine domnul președinte Aladin Georgescu, căruia îi mulțumesc pentru suportul pe care ni-l oferă în organizarea acestui eveniment. Rog pe domnul Alin Isuf, domnul prefect, să vină de asemenea să vă salute, să vă spună bun venit și vă urăm o zi frumoasă tuturor. Ca în fiecare an, Consiliul Județean Mehedinți a fost partenerul evenimentului, iar președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu i-a asigurat pe cetățeni că în cursul acestui an vor începe lucrările de modernizare a drumului județean 606A, care face legătura între DN6 și localitatea Plopi, în cadrul proiectului implementat de Consiliul Județean Mehedinți cu fonduri europene. Contractul de proiectare și execuție a fost atribuit, iar în această perioadă se analizează contestațiile depuse. Vin cu drag de fiecare dată. Evident, instituția pe care o reprezint susține în fiecare an acest eveniment. Îi felicit pe organizatori pentru că nu este ușor să organizezi în Severin un astfel de eveniment. Mă bucur că vine din ce în ce mai multă lume, mă bucur că sunt foarte multe autoturisme parcate pe acolo. Angajamentul meu, așa cum a fost în anii trecuți, că facem demersuri pentru a asfalta acest drum județean, iată că a ajuns în punctul în care astăzi vă pot spune cu siguranță că se va concretiza. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați văzut și panourile astea pe marginea drumului. Am semnat deja contractul de finanțare la anul pe vremea asta, 99,99% vom avea un strat de asfalt. Și vă așteptăm în condiții cât mai bune să veniți aici. La eveniment a fost prezent și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, care afirmă faptul că deja acest eveniment aeronautic a devenit o tradiție în județul Mehedinți, iar totodată apreciază efortul depus de Endre Lucian Molnar pentru realizarea unui astfel de spectacol, precum și pentru deschiderea unei școli de pilotaj. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație domnul Endre Molnar. Este un eveniment pe care dumnealui împreună cu colaboratorii se străduiește să-l facă de 15 ani și o face foarte bine. Deja putem spune că avem o tradiție a evenimentelor aeronautice în județul Mehedinți. Dânsul face eforturi deosebite și pentru a avea o activitate în timpul anului. A deschis o școală de pilotaj care funcționează foarte bine. Putem considera că aceste inițiative pot fi ca o poartă de intrare în partea de sud-vest a țării. Vin foarte mulți piloți, chiar din străinătate, folosesc acest aerodrom și se pot face curse în diferite orașe din România și din străinătate. De aceea, cred că trebuie să susținem și noi autoritățile cu toată forța aceste inițiative și demersuri ale domnului Molnar. Cei prezenți la eveniment au putut vedea evoluții de acrobație aeriană, spectacol de parașutism și o varietate de aparate de zbor, avioane și girocoptere. Drobeta Fly-In, aflat la 15-a ediție, oferă an de an iubitorilor de adrenalină din județ spectacole aeronautice și acrobații care mai de care mai spectaculoase.